Delta Dunării este una dintre destinațiile preferate de români. Turiștii care au ales să petreacă mini-vacanța de Paște și 1 mai aici și-au făcut rezervări cu mult timp înainte. Greu mai găsești locuri, ceea ce este un lucru bun pentru sezonul care urmează să înceapă. Îi atragem prin turele de caiacanoe, hidrobiciclete. Sunt zone superbe care pot fi vizitate în perioada asta următoare. Pachetele oferite de patroni includ numeroase activități pentru ca timpul petrecut în Delta să fie unul memorabil. Avem o ofertă generoasă, care îmbină atât elemente deltaice cât și elemente specifice Paștelui, acestei sărbători. Pachetele sunt de 3 și 4 zile, cu masa de Paște specifică, cu mesele noastre de pește. Toate serviciile aferente incluse, transferul cu barcă, excursie pe lacuri, transfer dacă turiștii doresc să meargă la slujba de înviere. Tarifele la cazare pentru această perioadă variază între 800 și 2000 de lei, în funcție de clasificarea pensiunilor și a serviciilor oferite. Avem 21 de camere și la acest moment sunt peste 3 sferturi dintre ele rezervate, un pachet turistic în valoare de 1100 de lei de persoană pentru 3 nopți de cazare. Pentru un pachet de 3 zile este în jur de 1400 de lei per persoană. În unele unități de cazare, turiștii vor avea nevoie de adeverință de vaccinare împotriva COVID-19 sau o dovadă medicală că au trecut prin boală. Am plecat de la premisa că lumea vrea să se simtă în siguranță. Și atunci am spus așa, dacă sunteți vaccinați, minunat, arătați-ne o dovadă. Dacă aveți anticorpi, minunat, arătați-ne o dovadă. Dacă nu, avem aici teste rapide, neinvazive. Îi rugăm pe toți să se testeze, dacă se poate înainte, dacă nu la sosire. În Delta Dunării a ajuns și cunoscutul jurnalist britanic Charlie Oatley, care a realizat documentarul Wild Carpathia. Acesta va face unul similar și despre Delta Dunării. I think it's a unique ecosystem in the whole world. We started filming at Christmas in the snow and we want to show the Delta in all the different seasons. A rămas impresionat de Delta, pe care a numit-o și Amazonul Europei. Romanian people should rediscover parts of the country they maybe never seen or haven't seen for a long time. I think it's very important to come to places like this because you know the tourism industry in Romania has been suffering and we all need to support it. Patronii de hoteluri și pensiuni caută acum soluții pentru a extinde sezonul de la 4-5 luni la 9-10 luni în Delta. Se gândesc să introducă centre spa, cinematograf și o bibliotecă pentru ca turiștii să aibă activități și atunci când nu este soare afară.